Microfonul conectat? Este, da? Este. Stimați colegi, bună ziua! Sunt bucuros să vă salut la sediul Agenției de Presă Infotag. Pentru a avea această discuție, ne dorim să fie o discuție mai neformală cu domnul ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova, domnul Peter Mihalco. Bine ați venit la noi, domnule ambasador. Trebuie să recunosc că această idee de a organiza o asemenea discuție a apărut într-o altă discuție dintre noi, când am zis că domnul ambasador a împlinit 3 ani de mandat zilele trecute, săptămâna trecută, 3 ani de când este în Republica Moldova. Și am zis că ar fi bine să facem așa o mică totalizare a acestor 3 ani și planurile pentru următorul an de mandat. Sunt bucuros că domnia s-a acceptat să ne-a onorat cu prezența la Agenția Infotag, pentru că trebuie să recunosc, domnul Mihalco este unul dintre cei mai fideli și primii abonați ai Agenției Infotag și noi ne cunoaștem din 1995, cred, când domnia sa era în primul mandat la București, atunci am făcut cunoștință și de atunci știu că domnul Mihalco ne urmărește, este un suporter fidel al Republicii Moldova, oriunde s-ar afla și atunci când era la Bratislava și atunci când era în Grecia și în alte capitale. Întotdeauna a știut ce se întâmplă în Republica Moldova și a vrut ca să se întâmple lucruri bune. Și vedem că pe parcursul acestor 3 ani încearcă să contribuie pentru a face lucruri bune. Eu mă opresc aici, îl salut încă o dată pe domnul ambasador și îi ofer cuvântul pentru o mică introducere, după care vom procede la discuție. A, și Sorina, da. Bună ziua, domnul Mihalco, scuze. Vreau doar să salut și eu colegii din presă care au venit la această conferință pe VIL, dar și pe cei care sunt conectați online și am intervenit acum pentru că trebuie să le zic despre faptul că eu voi fi responsabilă, voi încerca să fac conexiunea între partea virtuală a jurnaliștilor de astăzi, cei care sunt conectați pe Zoom. Vă rog foarte mult să-mi semnalați atunci când vreți să puneți o întrebare. Eu o să pornesc și sunetul, până atunci nu veți avea sunet, deci cumva să vă asigurați că eu v-am observat și sper foarte mult că o să aveți întrebări interesante și chiar provocare pentru domnul Mihalco, un ambasador care, într-adevăr, este parcă de o viață în Republica Moldova, știe țara asta uneori mai bine decât noi și sper că o să avem un eveniment interesant astăzi. Vă rog, domnul Mihalco, mulțumesc! Mulțumesc mult, Anatolii, Sorina, mulțumesc și Infotagului pentru această idee și această ocazie. Mulțumesc în primul rând dumneavoastră, jurnaliștilor din Republica Moldova. Această întâlnire este una dintre întâlniri care am avut în parcursul acestor 3 ani. Cu siguranță, după cum s-a spus, pentru mine Republica Moldova este și partea vieții mele, dar în această poziție în care sunt aici am posibilitatea de a contribui în promovarea acestor obiective care am stabilit împreună Uniunea Europeană și Republica Moldova pentru cetățeni Republicii Moldova. Și cu siguranță este important că să informăm din partea noastră, Uniunii Europene, despre starea de lucruri în cooperare și relația noastră, despre pozițiile noastre și despre planuri care există în privința activităților mai departe. Mai ales că în relația noastră sunt
obiective importante care au ca scop să ajută, să susține și ca oameni să simtă că cooperarea noastră aduce beneficii și pentru ei, pentru că ei sunt beneficiari cei final acestei cooperări și susținerii noastre. Eu numai o să încerc să fac un scurtă introducere și după asta cred că o să avem discuția mai dinamică. Aș vrea să subliniez că acordul de asociere și acordul de liber schimb rămâne cadrul pentru relațiile noastre și cred că astăzi deja toți și din parteneri politici, dar și din cetățeni recunosc și apreciez aceste aspecte, aceste beneficii care sunt legate de acordul de asociere, acordul de liber schimb, alte forme de cooperare, inclusiv regimul fără viză, asistența care vine din partea Uniunii Europene, dar și cadrul parteneriatului estic, care este încă o platformă care ne dă posibilitățile de a construi relația, de a promova obiectivele care ne-am stabilit. Asociere politică și integrare economică rămân obiectivele care au fost stabilite și din partea Uniunii Europene rămâne deschiderea pentru cetățenii Republicii Moldova, pentru susținerea lor, pentru promovarea reformelor și pentru a contribui inclusiv la modernizarea și standardele de viață mai bune prin proiecte de infrastructură, dar și prin susținerea schimbărilor în funcționarea instituțiilor în așa fel ca ei să fie mai bun servitor pentru cetățeni Republicii Moldova. În parcursul multor ani relației noastre s-a dezvoltat și mod de cooperare și susținere care este legat de promovarea reformelor și de asistență, căruia parte este și principiul condiționalității. Această atitudine, în opinia noastră, ajută că schimbările care trebuie să aibă loc, într-adevăr, sunt făcute pentru că putem și noi să susținem pe instituții în Republica Moldova cât mai mult. Sunt domenii în care nu vedem progres care ar fi satisfăcător și aici continuăm să exprimăm opinia noastră, să încurajăm cei care au responsabilitate pentru decizii în Republica Moldova să facă lucruri care sunt necesare pentru a schimba realitatea și pentru a atinge standarde europene, standarde care sunt necesare pentru funcționarea instituțiilor, în primul rând în linie sau după cum așteaptă cetățeni Republica Moldova. Aici vorbim în continuare de reforma justiției, care nu a fost realizată până acum și sperăm că o să vedem
rezultatele în viitor. Vorbim despre alte lucruri importante, inclusiv investigarea fraudei bancare și suntem 6 ani după ce s-a întâmplat această crimă care a făcut daună de 12% de produs intern brut țării și nu vedem să fie vreo persoană pedepsită pentru această crimă. Vorbim despre promovarea și mai departe luptei împotriva corupției. Corupția este răul cel mai mare și este cauza multor altor fenomene proaste în societate care dăunează viața oamenilor și care este și obstacol pentru dezvoltarea țării, pentru prosperitate, pentru creștere economică, pentru atragerea investitorilor și atinge toate aspectele vieții societății. Acest an a fost un an care a adus provocările neașteptate cu coronavirus și asta a cauzat în fiecare țară în lume probleme noi. Uniunea Europeană din primul moment a fost și cu inițiative pentru susținerea partenerilor ei, inclusiv Republica Moldova. Și noi împreună, ca echipa Europa, adică instituțiile Uniunii Europene, împreună cu țările membre, împreună chiar cu companiile europene care sunt prezente în Republica Moldova, cu misiunile diplomatice țărilor membre, am început să căutăm toate posibilitățile cum să susținem pe Republica Moldova și oameni aici în această criză, ceea ce privește necesitățile în domeniul medical, cu material protectiv, sau și în eforturile pentru revitalizarea economiei, care sunt și vor fi și mai departe necesare pentru ca impactul pe asupra economiei este și căutăm toate posibilitățile cum putem să diminuăm. Eu am și date respective ceea ce privește asistența noastră care voi prezenta în parcursul discuției noastre. Vreau să spun că noi vom continua să oferim asistența noastră bazată pe parcursul reformelor cum ei merg, dar vom face totul ca să fim aproape de oameni în ceea ce privește asistența pentru ei și susținerea pentru nevoile lor. Vom continua să cooperăm foarte strâns cu toate nivelurile și toți parteneri aici. Vom continua să cooperăm cu societatea civilă, vom dezvolta programele noi și proiecte noi, ceea ce privește dezvoltarea localităților, contacte cu autoritățile publice locale. Vom continua susținerea mass-mediei independente și libere, pentru că astea sunt aspecte care neapărat trebuie să fie prezente în orice societate care este una democratică și vrea să fie așa.
Asta eu vreau să subliniez, mai ales astăzi, pentru că mâine este Ziua Internațională a Democrației și pentru noi, Uniunea Europeană, asta este prilejă de a-și reamintim și de valorile noastre, între care standarde democratice sunt cele principale și ele sunt și baza relației noastre cu Republica Moldova și sunt partea acordului nostru de asociere. Cu colegii mei din delegația Uniunii Europene, din instituțiile Uniunii Europene de la Bruxelles, am lucrat foarte intensiv pe programele, pregătirea programelor de asistență, dar și pentru a informa despre ce a fost făcut deja în Republica Moldova și care sunt planuri mai departe. Această hartă de proiecte care sunt în Republica Moldova este un nou instrument care arată cum de deci care este prezența și care au fost activitățile noastre în Republica Moldova pe parcursul anilor precedente. Este vorba despre mai mult decât 1000 de proiecte în întreaga țară și după cum știți, în ultimele 10 ani au fost investite mai mult decât 1 miliard de euro, adică 20 de miliarde de lei, pentru proiecte în diferite domenii. Acest instrument digital arată și unde au fost aceste proiecte implementate, dar și domenii în care ele au fost implementate și au oferit asistență. Acest instrument este accesabil pe internet și cu asta vrem să întărim informația care este disponibilă pentru jurnaliști, dar și pentru publicul, ca oameni să aibă informația din prima mână, cum se spune, din prima sursă despre activitățile Uniunii Europene. În același timp vrem să arătăm cum de puternică este relația noastră și cooperarea și să inspirăm pe oameni în întreaga țară pentru a fi activ ceea ce privește eforturile pentru schimbările pozitive acolo unde trăiesc, pentru că vedem că există multă energie, mult entuziasm în întreaga țară, că se schimbă condițiile de viață în orice localitate, sat, oraș mic, oraș mai mare, și noi venim acum cu programe care au ca scopul susținerea exact acestor eforturi, acestor inițiative. Am vorbit deja mai multe ori despre grupurile de acțiune locală. Vedem în zonele rurale Moldovei acest val de entuziasm și susținem cu programul LIDER, cu proiecte noi, acest fel de inițiative. Venim cu programul nou pentru susținerea localitaților, zonele rurale. Aceste vor fi destinate inclusiv și infrastructurii la nivel local. Reintărim programele sau continuăm cu pași concrete, cu programele care avem, de exemplu, în domeniul eficienței energetice, ceea ce privește, de exemplu, școli și numai în aceste
aceste două luni vom face progresul spre realizarea 18 proiectelor mai mare care în întreaga țară vor susține, vor schimba condițiile în școlile și alte instituții publice prin modernizarea lor. În total avem și vom continua susținerea pentru domenii care țin de dezvoltare economică și oportunitățile pe piață și avem aici proiecte care sunt în realizare în sumă de 97 de milioane de euro. După asta ne vom concentra și asupra domeniului de bună guvernare și aici este vorba inclusiv despre standardele statului de drept, instituțiile cu proiecte în fază de realizare în volumul de 165 de milioane de euro. În domeniul mediului, eficiență energetică și conectivității, da? 212 milioane de euro și în alte domenii precum contacte între oameni, mobilitate, aproape 20 de milioane de euro și alte domenii susținere pentru societatea civilă, pentru comunicare și egalitate de gen, suma de 26 de milioane de euro numai în aceste proiecte care acum sunt realizate. Împreună cu asta vom continua și proiecte regionale care sunt oferite în cadrul parteneriatului estic sau inițiativelor regionale tematice și cu siguranță o mare sursă de resurse financiare sunt programe de cooperare transfrontalieră cu care multe localități din Republica Moldova deja au avut posibilitate și vor avea posibilitate pentru modernizare. Deci vreau să subliniez, asta este perspectiva de multe activități, dar în primul rând multe posibilitățile și șanse pentru a îmbunătăți standarde de viață oamenilor. Cu siguranță importante sunt și lucruri despre care deja am vorbit, asta este domeniul justiției, asta este mediul pentru afaceri, investițiile și standarde democratice. Și în această privință, cu siguranță este necesar că ele sunt confirmate, că alegeri care vin, că să aibă loc ca alegeri libere și corecte, pentru că cetățenii asta așteaptă și vor să vadă că pot să aibă încredere în instituțiile statului și alegeri, asta este o instituție în cele mai fundamentale oricei societății democratice. Eu mă opresc aici în această introducere ca să putem să discutăm. Poate aveți întrebări. Da, mulțumim, domnule ambasador, vă rog să vă prezentați cine are întrebări, Eliana. Da, pot. Câteva întrebări, domnule ambasador, toate rezultă cumva din ceea ce ați spus până acum. În primul rând aș vrea să vă întreb, dumneavoastră, ați vorbit despre proiectele care sunt în curs, în derulare și pe care le mai intenționați. Aș vrea să știu însă ce se întâmplă cu asistența macrofinanciară. Nu vorbesc de asistența cea de urgență, care trebuie să fie a doua tranșă funcție de niște condiționalități, dar știu că s-a făcut o solicitare din partea autorităților pentru o nouă asistență macrofinanciară de 100 de milioane și aș vrea să știu cât
cum stăm cu asta? Cât de mare este probabilitatea? Se zvonește că femeii nu va face acord deocamdată cu Republica Moldova. Aș vrea să știu ce se întâmplă dacă femeii nu încheie un acord sau dacă guvernul nu încheie acord. Pentru că știu că această asistență este cumva în legătură cu acordul cu femeie. A doua întrebare, dumneavoastră ziceați de furtul miliardului că nu sunt progrese, dar domnul Dodon îl laudă pe procurorul general și zice că face foarte mult în domeniul investigării miliardului și chiar dacă nu se întâmplă ceva, e din cauze care nu depinde procurorul general, că domnul Plahotniuc e în America, că americanii nu vor să-l extradeze, deci domnul Dodon cam așa explică și îl laudă pe domnul Stoianoglu. De aceea aș vrea să înțeleg foarte exact dumneavoastră cum vedeți lucrurile, cum vedeți progresele, cum vedeți... S-au întâmplat niște lucruri între timp. Domnul Stoianoglu l-a inculpat cumva verbal pentru prima dată pe domnul Plahotniuc în frauda bancară. E adevărat, după asta nu s-a întâmplat altceva, dar să ne spuneți dumneavoastră de ce nu puneți semnul plus în dreptul cu aceste progrese. Și a treia întrebare e legată de alegeri. Aș vrea să știu cum înțelegeți dumneavoastră din ce motive vom avea un scrutin prezidențial fără amendamente la codul electoral. Socialiștii zic că opoziția a întins din timp și a băgat acolo modificări care nu erau esențiale și nu a lăsat timp pentru modificarea la ce ține de transport ilicit de alegători, la ce ține de implicarea cultelor în campanie. Deci aș vrea să știu cum ați înțeles dumneavoastră de ce nu s-a modificat codul electoral așa cum sugera și Comisia de la Veneția și poate să ne spuneți dumneavoastră cât de mare credeți că e probabilitatea să avem fraudă la scrutinul prezidențial, mai ales că suntem după o criză foarte mare sau în timpul unei crize foarte mare în Belarus, care tocmai din cauza asta s-a declanșat frauda la prezidențial. Mulțumesc. Leana, trei întrebări pentru jumătate de oră de răspuns. Eu vă rog probabil câte o întrebare și pe urmă revenim. Îmi cer scuze că n-am prevenit la început. Poftim, doamne ambasador. Da, mulțumesc pentru întrebare. Cu asistența macrofinanciară, în momentul dat, este numai această asistență de urgență care a fost votată, deci memorandum de înțelegere a fost votat în Parlament săptămâna trecută, știți că a fost semnat deja în iulie și deci asta este în sumă de 100 de milioane de euro total. Prima tranșă 50 de milioane și a doua 50 de milioane. Pentru prima tranșă nu sunt condiții speciale. Sigur că fiecare asistență macrofinanciară are condiții deci, generale. Pentru a doua tranșă sunt condiții speciale care vor trebui să fie îndeplinite. Deci acum suntem în faza procesului înainte de încă completarea procesului cu memorandum de înțelegere și după asta o să vine proces de legat de prima tranșă. Înainte de fiecare plată se face evaluare. Asta este procedura standard. Alte inițiative sau alte înțelegeri despre asistența macrofinanciară în această clipă nu sunt. Ceea care a fost, după cum știți, s-a terminat cu câteva luni în urmă. A fost plătită două tranșe din trei. Și a treia tranșă nu a fost plătită, s-a terminat contractul, deci s-a terminat memorandum de înțelegere care a fost semnat în 2017. Ce privește furtul miliardului, eu nu am cu siguranță pus niciun semn de plus, cred că, în această privință și chiar asta este una dintre cele mai mari îngrijorări
și din partea noastră, din partea partenerilor internaționali, dar sunt sigur din partea cetățenilor Republicii Moldova, care așteaptă că aici va avea loc și pedepsirea celor vinovați și recuperarea banilor care mai poate să fie recuperate. Aici este important că, într-adevăr, cei care au fost vinovați sau au participat la acest furt să fie pedepsiți. Și aici justiția, asta este, dacă doriți, testul pentru încredere sistemului de justiție. Am spus, în momentul de față nu este nimeni în pușcărie pentru asta și vedem că procesele care țin de această fraudă sunt amânate foarte, foarte lung timp. Mai multe 10 de ori sunt amânate și asta în niciun fel nu reprezintă semn de, sau asigurare pentru încrederea oamenilor. Ceea ce privește codul electoral, aceste schimbări care au fost evidențiate în opinia Comisiei de la Veneția, ele trebuie să fie adoptate, pur și simplu standarde democratice, standarde electorale, ele trebuie să fie îndreptățite în așa fel ca să corespundă standardelor internaționale pentru alegeri. Și aici este vorba de proces care a început cu mult timp înainte, chiar cu recomandările din partea Curții Constituționale în 2016 și este necesar că aceste recomandări să fie adoptate și să fie făcute partea legislației electorale. Și noi continuăm să reamintim despre această necesitate. Tot speram că procesul alegerilor va fi, cum am spus, liber și, deci, liber și corect, alegerile vor fi libere și corecte, să fie inclusive, transparente și că să fie credibile, în primul rând, cum am spus, pentru cetățeni. Este important că drepturile alegătorilor, candidaților și observatorilor că nu sunt limitate, pentru că totul asta poate să subminează încrederea oamenilor și că să fie adresate cele probleme care au fost evidențiate și în trecut, în procese de alegeri înainte, pentru că aici sunt exact riscuri pentru alegeri să nu fie considerate libere și corecte în așa de fel cum ele trebuie să fie. Deci este important ca autoritățile să facă totul ca să fie prevenite aceste probleme și partea acestor eforturi trebuie să fie și adoptarea schimbărilor în codul electoral celor care au fost evidențiate în opinia Comisiei de la Veneția. Mulțumim, domnule ambasador. Domnul Petcov, după care Jurnal TV și după care Logos Press și Sorina, nu știu, mai departe poate avem. Dar deocamdată nu. Deci așa cum am anunțat, da, e votul următor. Господин посол, спасибо за вашу презентацию, очень насыщенно. У меня вопрос по теме энергобезопасности, которая тоже является частью нашего соглашения. Есть целая глава, есть часть приложения, особенно приложение 8. Вот я, насколько знаю, уже очевидно, что до конца года будет объявлено о якобы исполнении Молдовой обязательств по соответствию третьему европейскому энергопакету.
именно в части обеспечения газом. И вот это будет даже при том, что «Газпром» фактически останется монопольно контролировать как поставки, так и продажи газа на город. Молдавским потребителям. Так вот, до сих пор мы практически не слышали ни критики, ни претензий со стороны Европейской комиссии, Европейского союза в этом смысле. Можем ли мы все же ожидать, что в ближайшее время мы как бы уже с 2014 года являемся подписантами соглашения нашего? И вот в ближайшее время позиция Европейской комиссии, можем ли мы ожидать, что она будет схожей с той, вот, которая, например, есть у меня в руках, до 2015 года, когда Европейская комиссия обратила внимание «Газпрома» на незаконное поведение в таких странах, как страны Балтии, Словакия, Чехия, Польша, Венгрия. И эта критика помогла этим странам справиться с доминирующей позицией «Газпрома». Например, в этом году Болгария вообще на 40% понизилась цена газа, тоже благодаря именно вот этой вот позиции. Мой вопрос, как бы, скорее всего, два в одном, да. Как вы оцениваете то, что скоро будет объявлено, что мы на самом деле якобы соответствуем третьему энергетическому пакету? И второй, можем ли мы ожидать такой же принципиальной позиции со стороны Европейской комиссии? Как минимум, можем ли мы ожидать включения Молдовы в список вот этих вот стран, потому что у нас ситуация намного хуже, чем у них. Спасибо. Спасибо. Энергетическая безопасность – это один из очень важных аспектов для каждой страны, и тоже он является частью нашего сотрудничества. Как вы упомянули, обязательство приступить к разъединению, decoupling, да, разъединению этой связи между тем, кто импортирует, и тем, кто распространяет энергию. Это является и принципом, то есть повышения безопасности и зависимости страны от одного монополиста, скажем. Это уже было показано в ряде стран, вы упоминали вот много из них. Это тоже является обязательством, которое на себя взяла Молдова. И мы тоже мы ожидаем, что это обязательство будет выполнено. Тут идет тоже строгое наблюдение со стороны секретариата энергетического сообщества, вы знаете об этом. И я уверен, что это выполнение обязательства, оно будет и должно быть не только декларативным, оно должно быть реальным, и это будет являться субъектом очень тщательного анализа. Я думаю, что и в этом плане, что касается этого обязательства, и что касается других обязательств в наших отношениях и вообще для того, чтобы любая страна, в том числе Республика Молдова, могла сказать, что она выполнила обязательство, то это подвергается анализу и оценке со стороны партнеров. Так что это будет, я уверен, и в этом случае. То, что главное, то, что вы упомянули, чтобы была повышена энергетическая безопасность. Это значит, что в этом случае газ, но это касается и других форм энергии, в том числе электрической энергии, что страна и компании, которые здесь предоставляют услуги компаниям и населению при снабжении, энергоснабжении, что они смогут покупать газ или электричество
по, то есть на рынке по ценам, которые являются более выгодным и которые этим образом помогают тоже снизить цену, которую люди платят за газ или электричество. Но одно и то же время предотвратят ситуации, в которой страна может являться заложником того, что снабжение идет только с одной стороны, из одного источника и может через только один путь. И я думаю, что сравнение, которое очень часто появляется и является именно результатом уже новых реалий на рынке энергии, то, что цены они падают, потому что страны построили эту инфраструктуру, то есть подключения, которые им дают возможность покупать из разных источников и принимать или приносить эту энергию через разные пути. Я думаю, что это является очень весомым аргументом, который все видят и который тоже подчеркивает эту нужду. Так что мы ждем, что это случится реально в ближайшее время. Устин Василий. Василий, te-am întrebat. Domnule Mihalcu, de-a lungul anilor și mai ales în această perioadă de pandemie, am văzut un sprijin masiv al Uniunii Europene pentru cetățeni, pentru economie și Moldova, pentru sistemul medical. Și din această perspectivă aș vrea să vă întreb, cum vedeți dumneavoastră eforturile autorităților în lupta cu pandemia, dacă considerați că aceste eforturi sunt suficiente și eficiente, și asta mai ales în contextul în care vedem că oficialii de vârf ai țării deseori neglijează regulile antiepidemiologice. L-am văzut pe premierul Chircu participând la acea petrecere cu iz de muncă. Președintele Dodon a fost zilele trecute în nordul țării, a intrat fără mască de protecție, fără mănuși în sălile de clasă ale elevilor. I-a atins, nu a respectat niciun fel de distanțare socială și până la urmă toate astea sunt niște exemple negative pentru cetățeni. Cum vedeți dumneavoastră acest mod de a lupta cu pandemia? Deci, în primul rând, eu vreau să spun că este foarte îngrijorător care este situația cu COVID-19 și răspândirea, pentru că aceste cifre care vedem sunt foarte mari. Aici neapărat este important să fie subliniat că oameni trebuie să fie dați exemplu și să există un semnal puternic din partea autorităților, din partea tuturor liderilor de opinie, reprezentanților la nivel înalt, în stat și la toate nivelurile, despre necesitatea de a respecta măsurile de protecție. Pentru că fără asta, oameni nu înțeleg în mod potrivit importanța și vedem că are loc incorrectă apreciere acestei greutății situației și riscului. Și aici ce trebuie spus este că autoritățile au rolul decisiv în această privință, dar vreau să folosesc și acest moment pentru a spune tuturor cetățenilor că este important să fie respectate toate măsurile de protecție, ceea ce privește igiena, ceea ce privește distanța socială, ceea ce privește purtarea maștilor corectă, pentru că este neapărat. Altfel nu va fi posibil să fie oprit răspândirea acestui virus și asta aici vorbim despre sănătatea oamenilor, viețile oamenilor
nu mai vorbim despre impactul economic și social. Trebuie să ieșim în această criză, dar vom ieși numai cu disciplina în această privință. Și am văzut în țările în care s-a insistat și poate la început nu a fost foarte clar ce este acest virus și cum poate să fie prevenit, care va fi modul de răspândire și așa mai departe. Acum știm mult mai mult. Dar ce este important, știm cum putem noi să oprim asta, dar trebuie să facem asta. Nu este logic ce vedem astăzi, că pe o parte știm destul de bine cum să oprim acest virus, dar oameni nu fac acest lucru. Deci asta este o parte răspunsului. Vreau să subliniez ce ați pomenit, asta este asistența din partea noastră, într-adevăr. Am reorientat mare parte proiectelor noastre, 87 milioane de la început din aceste proiecte care sunt în fază de realizare sau sunt planificate. Deja am realizat în mai multe forme susținere în volumul de aproape 25 de milioane prin material medical, prin inclusiv pregătirea pentru revitalizare economică prin aceste proiecte. Și asta vine împreună cu pachet regional prin care a fost adus material medical pentru țările parteneriatul estic și pregătirea acestor linii de credit și de granturi, susținerea pentru întreprinderile mici și mijlocii și firme din țările parteneriatului estic. Pentru noi vine și planificarea în ceea ce privește susținerea sectorului medical. Aici vorbim și despre unele tehnologii moderne. De exemplu, ieri am adus aparate ultramoderne pentru ultrasonografie și vor fi și alte cu care vom veni, inclusiv modernizarea în sectorul de sănătate. Domnul Calder, vă spun o întrebare de precizare. Noi știm că în ultimele săptămâni am doborât toate recordurile la capitolul infectării raportat la populație, vorbesc de continentul european și la decese am doborât iarăși recorduri. Până la urmă, această responsabilitate pentru antiperformanța în care am ajuns este în primul rând a cetățenilor sau a autorităților? Eu cred că responsabilitate are fiecare, dar cea mai mare responsabilitate au cei care trebuie să dau exemplu și cei care iau decizii. Пожалуйста. Dintre calorii de pe care mi-ați călăsenilor despre asta. Господин посол, хотел вернуться к вопросу о каждом миллиарде. Вы знаете, что Генеральная прокуратура уже предприняла определенные действия в отношении активов Виктория Банка, у прокуратуры есть основания подозревать, что банк участвовал в, скажем так, в отмывании тех денег, которые были украдены. Такие же действия, скорее всего, будут предприняты в отношении некоторых других банков, крупных банков, владельцами которых в последние 2-3 года контрольных пакетов стали европейские инвесторы. В том числе Виктория Банк, вы знаете, что главный инициатор – это Европейский банк реконструкции и развития. В связи с этим попытка парламента и правительства в конце весенне-летней сессии принять в спешном порядке с нарушением всех процедурных норм закон о конечных бенефициарах, который инициировал Европейский банк реконструкции и развития, и который практически не позволит в
возвратить украденные активы тех же Виктории Банка, других банков. Как вы оцениваете такой шаг? И как будет действовать ваша делегация, Европейский Союз, если выяснится, что эти институции на самом деле стали бенефициарами кражи миллиардов? Спасибо. Как я уже сказал, расследование кражи миллиарда и наказание тех, кто виноваты, это является одним из приоритетов и с нашей точки зрения, но главным образом я думаю, что это ожидание граждан страны. Главное тут, чтобы были наказаны и найдены те, кто на самом деле и реально участвовал в этой краже. Вы знаете, что после кражи миллиарда банковский сектор, финансовый сектор и в более широком смысле экономика Республики Молдова были довольно в плохом положении. И было нужно очень много усилий, в том числе с поддержкой международных партнеров, чтобы ситуация стабилизировалась, чтобы было возобновлено доверие со стороны зарубежья, со стороны международных партнеров. И частью этого усилия было то, чтобы привлечь зарубежных инвесторов, чтобы сделать структуру банков транспарентной, и чтобы такая кража никогда уже не могла повториться. И здесь я опять хочу подчеркнуть, насколько важно то, чтобы именно те, кто участвовали в краже миллиарда, были наказаны. И здесь нет места для того, чтобы были попытки сделать это за счет инвесторов, институций, которые поддержали процесс стабилизации, пришли в благом намерении и пришли намного позже, чем эта кража случилась. Так что здесь тоже говорим о доверии этого процесса, этих реформ, которые были сделаны. Sorina. Domnul ambasador, avem o întrebare de la Tatiana Pantelei de la Albasat. Da, imediat. Tatiana, vă rog. Cercetări de sociologie. Această reformă este calificată de către cetățeni drept o reformă care bate pasul pe loc. Și cetățenii există faptul că nu văd rezultate de pe urma implementării reformei în justiție. Aveți dumneavoastră o explicație și ce pierde Republica Moldova dacă frânează această reformă în justiție? Și o altă întrebare, dacă în perspectiva relațiilor cu Uniunea Europeană depinde de calitatea oamenilor politici de la Chișinău, și cum vedeți dumneavoastră viitorul în continuare dialogul între Chișinău și Bruxelles? Vă mulțumesc! Mulțumesc mult! Nu știu dacă am auzit prima parte a întrebării, cred că a fost ceva cu sondajul. A fost despre faptul că sondajele arată dezbinarea societății, da? Uh-huh. Așa am înțeles eu ce puțin. Da, Tatiana.
Da. Tatiana, puteți repeta prima întrebare? Prima întrebare? Prima întrebare. Referitor că cercetările sociologice arată că societatea moldovenească rămâne divizată. O parte vede viitorul Republicii Moldova mai aproape de Uniunea Europeană, alții spun că mai aproape de Rusia. Această dezbinare a societății, unde duce și ce mesaj aveți dumneavoastră pentru cetățenii Republicii Moldova? Ceea ce privește aceste sondaje, deci eu în mulți ani în Republica Moldova văd că sondaje, una dintre sondaje, nu prea sunt și sondaje. Mai recent chiar am văzut că unii numesc sondaje, dacă un grup de experți își exprimă opinia. Deci aici trebuie să vorbim despre care este realitate și să vorbim despre credibilitate instituțiilor, inclusiv celor care fac, de exemplu, sondaje. Și aici știm că sunt instituții respectate care au în acest domeniu experiența și vedem că sunt alți participanți care poate introduc alte mesaje în acest domeniu. Dar ca să adresez întrebarea dumneavoastră, eu cred că în relația între Republica Moldova și Uniunea Europeană vedem foarte clar că oameni sunt cu fiecare lună, fiecare an, mai bine informat despre care este substanța, care este realitatea relației noastre și cooperării și apreciez rezultatele acestei cooperări când vorbim despre îmbunătățirea infrastructurii, când vorbim despre deschiderea posibilităților de a călătorii fără vize, dacă vorbim despre deschiderea pieței Uniunii Europene pentru exporturile din Republica Moldova. Aici vreau să subliniez, de exemplu, că în timpul crizei cu COVID s-a păstrat acest raport de exporturi și puțin a crescut chiar exporturi din Republica Moldova pe piața europeană. Uniunea Europeană a păstrat toate posibilitățile pentru exportatori din Republica Moldova de a transporta producția în Uniunea Europeană și cred foarte mult că acordul de liber schimb va fi unul dintre principale instrumente pentru revitalizarea economiei și prevenirea impactului acestei pandemii pe economia și exporturi care au crescut de la semnarea acordului de liber schimb de aproape 70% din Republica Moldova vor continua să crește, economia va fi întărită și nu numai pe piața Uniunii Europene, dar pe toate piețele. Cred că și vom vedea mai mult mai multă susținere a oamenilor pentru aceste beneficii pozitive care oferă relația noastră. Pe o altă parte, justiția, altă întrebare care ați avut, cu siguranță este important și pentru noi, ca partenerii noștri în Republica Moldova, arată voința politică reală pentru a face reforme, pentru că cu asta țara o să merge mai
repede înainte va progresa și oameni se vor, deci vor fi mai fericiți și satisfăcuți aici, și economic, dar și din punct de vedere standardelor de trai. Justiția în această privință este una dintre principalele, pentru că aici oameni trebuie să fie siguri că sunt egali în fața legii, că nu vor fi oameni corupți în sistemul de justiție, în curțile sau procuratura sau poliție, care nu le-ar da drepturile lor așa cum trebuie, că nu le-ar respecta. Deci asta este un standard fundamental pentru societate modernă, unde statul de drept este respectat. Și asta exact ce pierde Republica Moldova dacă asta nu este cazul, dacă asta nu este realitate. Pierde oameni. Și oameni pierd încredere. Și țara pierde încredere, de exemplu, investitorilor. Dacă întrebați pe investitor care este cea mai mare problemă care ei văd, nu spun taxele, nu spun alte lucruri, dar vorbesc despre sectorul justiției și statul de drept, că cea mai mare problemă. Și asta nu este numai despre reforme care vor ia mult timp, dar este și pentru realitatea zilnică, când se vede că oameni cu probleme cu integritate revin în sistem și sunt dați chiar și poziții de responsabilitate, semnal spre sistemul justiției, dar și spre încrederea oamenilor este, eu cred că este foarte, foarte prost și distruge credibilitatea oricărui schimbărilor. Deci, pentru asta, cu siguranță, este reforma justiției partea așa de mare, așa de importantă în relația noastră, împreună cu, de exemplu, lupta împotriva corupției. Наталья, да? Да. У меня вопрос как раз в продолжении темы реформы юстиции. Какие выводы делает ЕС по тому, как завершилось дело турецких учителей? С учетом того, что один чиновник получил штраф, а ЕС признал, в ЕСПЧ признал выслугу учителей незаконными и признал нарушение многих прав. Ну, мы уже тогда сказали и продолжаем придерживаться позиции того, что нарушение прав людей, особенно таких основных прав, как было это в случае турецких учителей, что это недопустимо, и это опять было поступком, который уничтожил очень большую часть вообще доверия граждан в правовые органы и в юстицию, в систему справедливости в Республике Молдова. И тут речь идет о том, что если такое нарушение случается, сломанный жизни семей людей, что надо так решить эту ситуацию, разобраться вот с теми, кто в этом участвовал, что люди не будут не уверены в том, что такое уже не может случиться с многими другими, и что их права, права всех будут соблюдены. Решение Европейского суда по правам человека было очень ясно. И те права, которые были нарушены у турецких учителей и их семей, это основные права человека. Так что
это вот этот вызов, перед которым стоит система справедливости, система юстиции Республики Молдова. Потому что наказание должно быть адекватным, то есть тому, какая тяжесть преступления. То есть можно сказать, что система юстиции Молдовы не справилась с этим вызовом? Я думаю, все смотрят на это и делают заключение, как поступало, какое было решение принято, как ко всем, кто в этом участвовал, и что делали отдельные органы власти, прокуратура, судебная система, как происходил этот процесс, и на основе этого они делают заключение, и от этого будет тоже зависеть, насколько может система юстиции сохранить доверие между гражданами. Mulțumim, domnule ambasador. Mai mult de o oră lucrăm. Vreau să vă întreb dacă mai sunteți disponibil. Eu, da? Da, ok. Poftim, continuăm întrebări. Prima întrebare. Doresc să aflu ce curghii din domeniul dreptului internațional interconexează Uniunea Europeană în relație cu Republica Moldova în executarea acordului de asociere. În cazul în care Republica Moldova își îndeplinește cu rea credință aceste obligații, ori le ignoră îndeoște. Aici eu mă refer la avizul consultativ al judecătorilor europeni, avizul numărul 11 din 2008, cu privire la calitatea hotărârilor judecătorești. Și la încercarea guvernului Pavel Filip, care în mod prioritar a prezentat proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative, precum ar fi codul procedurii civile și calitatea hotărârilor judecătorești, care până în ziua de azi încă nu a fost votat. Și avem un alt guvern și rămânem la situația când în Republica Moldova instanța de judecată nu este obligată să motiveze hotărârea judecătorească, dar una din părți nu solicită. A doua întrebare este tot legată în următoare care de această temă se referă la pachetul european, care a devenit funcțional din aprilie 2020. În cazul în care, în urma actelor de fraudă și corupție în Republica Moldova, banii acumulați de unele persoane sunt scoase de pe teritoriul Republicii Moldova în spațiul UE, prin spălare de bani în conturile băncilor UE. Pachetul va putea interveni în a urmări terțele state care nu au reprezentant european în atragerea persoanelor vinovate, având în vedere că directiva UE cu privire la spălarea banilor, regulamentul UE cu privire la instituirea pachetului european prevăd măsuri în acest sens. Și ultima întrebare este de la ziua de azi. UE a inițiat proiectul pentru sporirea integrității economice a statelor baltice din Occident și Republica Moldova. Proiectul presupune susținerea integrării regionale în Occidentul Balcanic și în Republica Moldova, cu un buget de 5,3 milioane euro, care este venit să sporească relațiile schimbului de mărfuri și în viitor să intensifice integritatea economică între părțile acordului central european de liber schimb CEFTA, semnat de Republica Moldova. Ce presupune acest proiect? Care vor fi etapele de implementare? Care este rezultatul așteptat și beneficiile care vor fi aduse statelor parteneriatului vestic? Mulțumesc, eu am uitat să vă prezentați. Eu, Scadanu Alexandru, profesionist, liber profesionist. Mulțumesc. Mersi. Deci, ceea ce privește instrumente în contextul acordului de asociere, aici vorbim despre dialog structurat care avem și aici este vorba de Consiliul de Asociere, Comitet de Asociere, subcomitete care în domenii respective sunt importante pentru schimbul opiniei și pentru
promovarea progresului în, în reforme. Dacă acest progres nu are loc în mod care este, este așteptat și vreau să subliniez, aici vorbim despre, despre progres agreat împreună, pentru că și progresul reformelor este partea angajamentelor și înțelegerilor între Uniunea Europeană și Republica Moldova, atunci sunt mai multe forme care, cu care acest fapt este evidențiat sau decizii care sunt luate. Am văzut, de exemplu, că în domeniul reformei justiției, care nu, practic nu a avut loc, da? Uniunea Europeană a decis să oprește programul de suport bugetar pentru domeniul justiției, pentru lipsa acestor reforme. Și nu s-a plătit, s-a plătit zero și s-a terminat programul. A fost în toamna 2017. Deci asta este un exemplu cum lucrurile au consecințe dacă nu are loc implementarea, implementarea după cum a fost agreat. Și au fost și alte momente, de exemplu, recalibrarea asistenței din partea Uniunii Europene în toamna 2018, când, deci, vă aduceți aminte de anularea alegerilor din Chișinău. Și asta ține foarte mult și de standarde democratice, dar și de statul de drept și sectorul justiției. Și asta este relevant și pentru alte sectoare mai tehnice, în care vorbim și despre, despre piața, deschiderea pieții, unde trebuie să aibă loc atingerea unor standarde, de exemplu, dacă vorbim despre exportul unor marfe, care trebuie să corespundă unor standarde. Aici vorbim și noi oferim și asistența, noi investim în instituția Republicii Moldova ca aceste standarde să fie atinse. Dar asta este verificat, dacă ele sunt atinse, că piața poate să fie, să fie deschisă. Deci este foarte puternică relație între, între progres și chiar măsuri care sunt, care sunt luate. Ceea ce privește parchetul european, el va fi, se va ocupa de cazuri care sunt la nivel european, deci asta este, asta este rolul lui. Noi avem, totuși, în acordul de asociere măsuri cum trebuie să fie, să fie, să există cooperare și există standarde internaționale de cooperare în cazuri penale care sunt valabile și rămân valabile, inclusiv pentru, pentru cazuri existente, inclusiv pentru, pentru afaceri precum, precum frauda bancară, unde Moldova este obligată să răspunde la cererile autora și, și viceversa, da? A treilea, CEFTA. Da, CEFTA este altă organizație. Este adevărat că mai multe țările membre de astăzi au trecut prin CEFTA, care este organizația regională de liber schimb și este, eu cred, foarte bun instrument pentru țările care au aspirații europene de a se antrena, dacă doriți, în, în mediul de liber schimb. Este astăzi piața celor țări, dintre care multe vor să fie parte Uniunii Europene și din acest punct de vedere este important. Și cred că Moldova poate să beneficiază foarte mult din această calitate de a fi membru
pentru că acolo sunt țările care deja au făcut mare progres spre Uniunea Europeană și eu cred că Moldova poate să beneficiază de asta, inclusiv de inițiativele despre care deci ați vorbit, susținerea pentru, pentru accesul mai bun spre piețele europene sau țărilor CEFTA. Și noi, din partea noastră, susținem accesul cât mai bun la piața europeană. Avem linii de credit, avem proiecte de consultare pentru firme din Republica Moldova, cum cât mai bine ei pot să exportă pe piața europeană. Vom continua aceste proiecte și mai departe. Vreau o întrebare de concretizare. Da, ce e legat, ce e legat din pachetul european? Eu m-am referit la faptul că majoritatea spălărilor de bani, schemelor de corupție care au loc pe teritoriile Republicii Moldova, ele au un drum transfrontalier în Uniunea Europeană. Ca un exemplu, de exemplu, conturile elvețiene a metropolitului Moldovei Vladimir, prin care banca are cunoscut în direct contul de 10 de milioane de dolari aparține persoanei în cauză. În cazul dat, mie mi-e interesant cum va acționa parchetul european, având în vedere că acești bani care sunt proveniți din corupție, sunt proveniți din spălare de bani din fraudă, ei se află pe teritoriul Uniunii Europene. Și deja banca... Oricum, sunt și alte conturi bancare prin care trec banii proveniți ilegal în Republica Moldova. În cazul dat, cum va acționa Uniunea Europeană în privința acestor bani, în privința beneficiarilor reale a acestor bani și care vor fi acțiunile? Cum? Deci, pe o parte, Elveția nu este membru Uniunii Europene, pe o altă parte, cum am spus, aici este vorba despre cooperare în cazuri penale, care este una standardă între țările și ea trebuie să aibă loc și în mod bilateral aceste lucruri să fie rezolvate. Și ele sunt, puteți să vedeți în cazuri concrete, țările se adresează la alte țări cu cerere de cooperare în caz respectiv și primesc răspunsul din de obicei procuratura sau altă structură care este în această privință responsabilă. Deci asta este mecanismul care va continua. Parchetul european are competențe concrete și va activa la nivel european. Mulțumim. Și Liliana mai are întrebări. Întrebare scurtă, dacă îmi permiteți, legat de vaccin, v-aș întreba, domnule ambasador, dacă poate Uniunea Europeană pune umărul, e adevărat, ține de viitor, ca Republica Moldova să poată obține vaccinul atunci când va fi omologat un vaccin anticovid. Vedeți că domnul Dodon vrea să aducă din Rusia, din China, România, recent am auzit un europarlamentar care zicea că ar putea procura în momentul dat, când se va ajunge acolo, ar putea procura vaccin și pentru Republica Moldova, deși nu suntem partea Uniunii Europene. Cum stau lucrurile aici? Uniunea Europeană ar putea pune cumva umărul ca să putem beneficia de vaccin în momentul în care va fi inventat și testat? Eu cred că Uniunea Europeană deja a arătat că ea poate să susțină Republica Moldova și cu material medical și nevoile în domeniul sănătății. Sigur că aici vaccin, în primul rând, trebuie să fie descoperit și să fie, să fie testat, aprobat în mod deci, care este potrivit. Și Uniunea Europeană este un partener care a investit foarte mult în acest proces de proces științific de a găsi vaccin. Acum este vorba despre câteva miliarde de euro care au fost investite
și după cum vedeți are și contacte deja cu cei mai avansați producători care poate să chiar aduce foarte curând la descoperirea acestui vaccin. Uniunea Europeană oferă cooperare și mai strânsă pentru Republica Moldova, de exemplu prin accesul la platforma Uniunii Europene pentru siguranța în domeniul sănătății, unde Republica Moldova poate să participe și să beneficiază din aceste forme de cooperare care în acest domeniu se vor dezvolta în Uniunea Europeană. Mulțumesc, Elena. Eu mai am o întrebare. Este? La extensie, era. Domnul Mihalcu, am o întrebare de la doamna Ludmila Barba, de la Moldova 1. O voi citi pentru că nu reușește altfel să o adreseze. Întrebarea. Recent, Comisia Europeană a venit cu o recomandare către Consiliul Uniunii Europene ca să adopte măsuri comune privind călătoriile în spațiul Schengen. Comisia cere ca țările membre să nu interzică deplasarea persoanelor din zonele cu risc sporit de pandemie, ci să impună efectuarea testului fie acasă, fie în țara gazdă. Se vor referi oare aceste reguli și la cetățenii țărilor care au un regim liberalizat de vize cu UE, gen Republica Moldova, Ucraina, Georgia? Mersi. Mulțumesc și salutări doamne Barba, că am avut mai multe interviuri și cu ea înainte. Eu vreau să subliniez că deciziile ceea ce privește regimul de călătorii sunt făcute de către state, inclusiv statele membre Uniunii Europene în cazul dat, și ei fac asta pe baza și informațiilor și recomandărilor, inclusiv cele care vin dinspre instituțiile Uniunii Europene, dar deciziile sunt luate de către autoritățile statelor. Și ați văzut și în trecut că pe o parte sunt și astăzi categorii celor care călătoresc, care pot să se deplasează, de exemplu cei care lucrează în export sau în transport internațional. Vorbim aici despre călătorii așa zise non-esențiale, deci care se consideră că în momentul dat nu este așa de deci important sau vital a călătoria respectivă. Și tot speram că chiar se va schimba această situație și asta depinde de starea lucrurilor în țara respectivă. Vedeți că, de exemplu, este diferența între starea lucrurilor cu COVID în Republica Moldova sau în Georgia sau... Deci diferențele sunt și ele sunt reflectate și în deciziile care sunt făcute de către autoritățile statului respectiv. Mulțumim! Domnule ambasador, și eu o întrebare la sfârșit, dacă nu vă supărați. Dumneavoastră ați început, de fapt ați vorbit la început despre alegeri, pentru că suntem deja aproape de începutul campaniei electorale, vreau să vă întreb cum apreciați procesul electoral care se derulează în Republica Moldova și sunt sigur că îl urmăriți cu mare atenție și care ar fi riscurile și așteptările în această campanie electorală. Mulțumesc și eu. Într-adevăr, chiar deja am vorbit despre această temă, dar vreau să subliniez că este foarte important că procesul alegerilor să fie liber și corect și ele să aibă loc ca alegeri inclusive transparente și în primul rând să fie credibile pentru cetățeni. Ceea ce privește provocare, ele țin de standarde electorale care
știm toți cum încă trebuie îmbunătățite. Asta este bazat pe recomandările existente, am vorbit despre opinia Comisiei de la Veneția, și sunt bazate și pe experiența care există cu alegerile precedente, deci în timpul din trecut, când au fost mai multe probleme evidențiate inclusiv de către observator internațional și observator național. Asta eu consider un lucru foarte important și pentru aceste alegeri, că să există și această monitorizare a alegerilor, pentru că în Republica Moldova există această tradiție deja mult timp și ea ajută alegerilor să fie credibile pentru oameni. Dar cu siguranță, dacă vor exista reapare sau vor fi și mai puternice probleme care s-au văzut în trecut, asta va fi un factor de risc, să spunem, pentru credibilitate. Mulțumesc. Avem și experiența alegerilor în 2018. Judecătorii au fost avansați și urmează să ia decizii în caz de vor fi contestate. Eu sper foarte mult că momente cele mai negative din istoria politică Moldovei nu vor fi repetate în viitor. Mulțumesc, domnule ambasador. O oră jumătate în condiții de pandemie, cred că este suficient. Am încercat să asigurăm securizare maximă, am limitat și numărul de acces, dar cred că mulțumesc. A fost o discuție utilă. Mulțumesc pentru că ați acceptat. Mulțumesc și eu, mulțumesc tuturor, Sorina. Da, mulțumesc, Sorina, Anatolii, mulțumesc și celor care ați venit și celor care ați fost cu noi prin online conexiune și sper că o să ne vedem des și în cadrul acestui an care este înainte de noi. Numai bine! Multă sănătate! Mulțumesc.